Salutare prieteni, eu sunt domnul Dividende și bine ați venit la un nou video. Astăzi discutăm despre taxe și despre declarația unică, dar înainte de a intra în subiect, ca de obicei vreau să mulțumesc abonaților pentru că ne apropiem de 6500 și vă mulțumesc din suflet. Iar dacă sunteți pentru prima oară pe canal, vreau să vă spun că urmăriți un canal de investiții unde documentez toate aventurile mele pe bursa din state. Acolo investesc în companii ce oferă dividende, acestea sunt crescute de la an la an, iar scopul meu final este să creez un cash flow pasiv care să-mi asigure o independență financiară. Astăzi vorbim despre taxe și deși sunt o grămadă de clipuri pe YouTube despre cum să ne completăm declarația unică, nu prea am văzut un exemplu concret, așa că astăzi vreau să vă arăt de la A la Z cum completez eu declarația unică. Pentru că 2021 a adus un nou val de investitori pe bursă și, din păcate, mulți din ei au uitat sau preferă să ignore faptul că trebuie să-și plătească taxele și curg întrebările în stânga și în dreapta, curg tot felul de mituri, și astăzi vreau să vă arăt de la A la Z tot procesul prin care trec atunci când îmi completez declarația unică. Înainte de a începe, însă, ceva extraordinar de important de menționat: nu sunt consultant fiscal, nu sunt contabil, nu sunt vreun expert și deși încerc să vă prezint informații cât mai corecte și cât mai complete, vă recomand cu tărie să consultați un expert sau un organ abilitat dacă considerați că aveți nevoie de ajutor, așadar nu luați neapărat de bun ce vedeți pe internet de la nimeni pe lume sau de la GIGEL. încercați întotdeauna dacă aveți nelămuriri să consultați un expert sau un consultant fiscal sau un contabil. Bun, acestea fiind zise, înainte de a începe vreau să precizez câteva lucruri mai ales pentru cei noi, cei care mă citesc de puțină vreme sau cei care mă urmăresc de puțină vreme lucruri pe care le-am precizat și în articolul legat de ghidul complet de investi la bursă. Primul și cel mai important lucru este reprezentat de faptul că în momentul în care am apăsat butonul de sell la broker, acela este un eveniment taxabil și trebuie declarat. Circulă o grămadă de mituri legate de acest aspect și fiecare transmite mai departe ceea ce crede că este corect și anume unii se gândesc să nu declare pentru că n-au scos banii de la broker sau pentru că i-au reinvestit N-are absolut nicio importanță ce faceți cu acei bani. În momentul când ați apăsat pe butonul de sell, acela este un eveniment taxabil și trebuie declarat. Al doilea aspect pe care vreau să-l menționez este legat de dividendele din România. Acestea nu se declară fiind oprite la sursă, dar dacă acestea sunt mai mari de 12 salarii minime brute, trebuie să plătim CASS. Dividendele din afară se declară indiferent de sumă și indiferent dacă au fost oprite la sursă sau nu. Dacă aveți un broker care aplică tratatul de evitare a dublei impuneri, atunci declarați dividendele și dacă vi s-a reținut mai mult de 5%, nu mai plătiți nimic. Dacă vi s-a reținut mai puțin de 5%, plătiți diferența până la 5% în România. Iar dacă brokerul nu aplică tratatul, atunci, pe lângă cei 30% pe care vi oprește, va trebui să plătiți încă 5% și în România. De exemplu, XTB-ul până de curând nu aplica tratatul și specificau foarte clar acest lucru că trebuie să mai plătești încă 5% la ANAF. Totodată, pierderile și profiturile se compensează doar între aceeași categorie de instrumente și aceeași țară. De exemplu, dacă avem o pierdere pe acțiuni din US, putem să o folosim în următorii 7 ani pentru a compensa un profit pe acțiuni din US. Dar dacă avem o pierdere pe acțiuni din US nu putem să folosim acea pierdere pentru a compensa un câștig pe acțiuni din UK, de exemplu, deoarece vorbim de două țări diferite. Totodată, atunci când declarăm ceva, contează țara sau rezidența fiscală a instrumentului, nu are nicio mai mică importanță de la ce broker am luat, de pe ce bursă am luat, Astfel, pentru ETF-uri trecem țara administratorului de fond, de obicei dacă sunt iShares sau Vanguard, acestea sunt domicilate în Irlanda, iar pentru companii individuale trecem țara companiei. Nu discut de CFD-uri, s-ar putea ca în cazul CFD-urilor să trebuiască să trecem țara brokerului, pentru că CFD-urile reprezintă un contract între noi și broker, dar nu o pricep și nu vreau să fac afirmații legate de acest aspect. Bun, acestea fiind zise, găsim declarația unică pe site-ul celor de la NAV. Putem să. Căutăm pe Google declarația unică 2022, vom ajunge cu siguranță la această pagină. Aveți grijă să luați fix declarația pentru 2022, care se referă la veniturile obținute în 2021. Aveți aici acest link softa, luați cu încredere PDF-ul de aici. Din ce știu, acesta s-ar deschide doar cu Adobe Acrobat Reader. V-am lăsat și o explicație în articol. După ce descărcăm declarația, pentru mine, cel puțin, începe partea cea mai frumoasă și anume trebuie să încep să-mi organizez absolut toate formularele și toate taxele de anul trecut. Eu am avut o situație puțin specială anul trecut din cauza faptului că în primele luni ale anului am avut cont la Drivewell, cred că până în martie, apoi cei de la Interactive Brokers au trecut din UK în Ungaria și în Irlanda, și astfel că am în total trei rapoarte de care trebuie să țin cont, sau mai bine zis, trei locuri din care trebuie să centralizez rapoartele și am cinci rapoarte de parcurs. Cel mai probabil voi nu sunteți în situația asta și aveți doar un raport de parcurs sau poate două rapoarte de parcurs de la un singur broker și atât. Eu unul trebuie să parcurg următoarele rapoarte. De la DriveWolf ei aparent nu emit un raport anual, așadar cei care investiți de exemplu pe Revolut Revolutul folosește driver. Nu aș vrea să fie un locul vostru pentru că DriveWealth nu emite un raport anual, emite doar rapoarte lunare și va trebui să luați efectiv tranzacție cu tranzacție totul să vedeți ce s-a întâmplat și ce taxe aveți de plătit. Eu la Drivewell am în luna martie un eveniment sau mai bine zis două evenimente și anume Eaton Vance a fost preluat de Morgan Stanley și am primit 28,25 de dolari per acțiune deținut. am avut două acțiuni Eaton Vance și totodată, pentru că mi-am mutat portofoliu, a trebuit să vând partea fracționară și anume 0,1666 acțiuni Morgan Stanley. Asta înseamnă niște profit obținut din aceste două evenimente, profit care trebuie evident declarat, Apoi am raportul 1042S de la Drivewealth, am un 1042S și de la Interactive Brokers, am un 1042S și de la noul Interactive Brokers, și totodată raportul anual pentru 2021. Începem cu 1042S-ul pentru că este poate un raport de care nu ați auzit și vreau să vă explic câteva lucruri despre el. V-am lăsat și un link cu mai multe detalii de pe site-ul celor de la ARS. Aveți o grămadă de explicații și o grămadă de chestii interesante pe aici. Dar în principiu acest 1042S este utilizat pentru a raporta categoriile de venituri de mai jos pentru mine și probabil pentru 99,9% din cei care urmăresc acest clip, vor fi importante codurile 06, 36 și 37. 06 este pentru dividende plătite de către corporații domiciliate în Statele Unite. 36 face referire la Capital Gains Distributions și 37 face referire la Return of Capital. Acest 36 și acest cod 37, pentru mine cel puțin, ele apar când vine vorba de veniturile obținute de la reituri, dacă aveți reituri în portofoliu și dacă vă uitați peste acest 1042S, veți vedea despre, despre ce e vorba. Acest raport 1042S, deschid o mică paranteză, îl găsiți la Interactive Brokers dacă vă duceți la Performance and Reports, Statements și după aia Tax. Sunt câteva lucruri pe care nu le vom găsi în, în acest 1042S și anume dividendele plătite de American Depository Receipts, de ADR-uri. În cazul meu, am British American Tobacco și va urma în 2022 unilever -ul. Totodată Philip Morris nu operează în Statele Unite pentru că veniturile lor sunt din restul lumii, așadar ele nu sunt taxate cu procentul obișnuit de 10%. Dacă aveți Philip Morris, o să vedeți chestia asta prin portofoliu și anume Mixed Income. Dacă toate celelalte sunt ordinary dividend, Philip Morris va avea acest Mixed Income. El nu este taxat, va trebui să plătim 5% la ANAF. Acestea fiind zise, haideți să parcurgem acest 1042S. O să vedeți că are mai multe pagini pentru că se trimit mai multe exemplare pentru a explica toate codurile și uh, pentru a putea obține niște bani înapoi la nivel federal sau statal. Nu e cazul meu și cel mai probabil nu este nici cazul vostru. Poate este o excepție pe undeva, dar din ce știu, n-ar trebui să fie cazul nostru așa că haide să parcurgem un 1042S. El arată în felul următor. Am blurat câteva date de identificare, dar în rest am încercat să-l las, în, să las cât mai intact. Poate părea puțin intimidant atunci când îl deschidem prima oară, dar veți vedea că lucrurile nu sunt atât de, de complicate. Părțile cele mai importante, după părerea mea, sunt următoarele. Avem acest Income Code, avem acest Gross Income, avem acest Tax Rate, Federal Tax Withheld și Total Withholding Credit. Voi uh, povesti câte puțin despre fiecare. Income Code ne arată ce fel de venit am obținut. Gross Income ne arată care este efectiv venitul brut obținut. Tax Rate, rata de taxare care ne-a fost aplicată, în cazul acestui venit, de exemplu, a fost 0%, astfel că nu s-au reținut taxe nici la nivel federal și nici, nu știu, de către alți agenți. Dacă mergem mai jos, vom observa că avem o altă copie, de exemplu aceasta este copia C, attach to any federal tax return you file, noi nu avem așa ceva, dar dacă ne ducem aici, jos de tot, vom avea aceste income codes explicate, iar în cazul pe care vi l-am menționat, avem income code 37, anume acest return of capital. El nu este taxat la nivelul Statelor Unite, așadar vom avea tax rate 0. Dacă mergem mai departe, vom ajunge la income code 06 și anume 727 de dolari pentru care s-a reținut o taxă de 10% și anume 73 de dolari. Ce este ac acest cod 06? E bine, dacă mergem mai jos. Pentru 06 avem dividends paid by US corporations general. Așadar acestea sunt toate dividendele pentru care s-au reținut cei 10%. Dacă mergem și mai jos, Vom avea următoarea categorie de venituri și anume acest income code 36 pentru un venit brut de 5 dolari, iarăși un tax rate 0. Income code 36 este Capital Gains Distributions, nu se rețin taxe în US pentru acest income code. Cam acesta este 1042S-ul, nu este neapărat complicat. Dacă nu aveți reituri, nu veți avea acest Income Code 36 sau Income Code 37, ci veți avea doar acest Income Code pentru dividende și anume 06, unde aveți exact suma pe care ați primit-o și taxele care vi s-au reținut pentru acea sumă. Totodată, dacă dețineți reituri, veți observa că la începutul acestui an, Ați primit niște bani înapoi de la Interactive Brokers, iar acești bani sunt exact aceste coduri 36 și 37 de care am povestit. Pentru aceste categorii de devenit nu se rețin taxe. Acum haideți să trecem la raportul de la Interactive Brokers. Îl găsiți la Performance and Reports, Statements, Activity. Vă alegeți perioada, puteți să alegeți anual sau puteți să alegeți manual, 1 ianuarie, 31 decembrie dați ran și o să primiți un raport destul de stufos și destul de detaliat. Singura chestie care mă interesează, sau mai bine zis, cele două chestii care mă interesează pe mine în acest raport sunt profiturile obținute anul trecut și dacă mergem jos pe pagina 4, la mine cel puțin, la acest realized and un unrealized performance summary, vom avea profitul realizat pentru anul 2021, dacă mergem jos de tot și anume acești 356,77 dolari, iar cel de-al doilea lucru pe care vreau să-l extrag din acest raport este reprezentat de dividendele primite de la British American Tobacco și Philip Morris, deoarece va trebui să plătesc 5% pentru că nu s-au reținut taxe pe acele dividende. Nu o să vă trec prin acest raport în totalitate, dar am calculat cât am primit de la cele două companii și am aproximativ 27 de dolari pentru care va trebui să plătesc 5% la ANAF. Totodată am mai avut British American Tobacco și la Drive Wolf, dar vom sumariza toate aceste lucruri când ne apucăm de completat declarație. Ultimul raport pe care trebuie să-l parcurg este cel de la Drive Wolf, care este mult mai greoi. Din păcate, așa cum v-am menționat la începutul acestui clip, nu avem un raport anual, nu avem nimic centralizat și doar tranzacțiile efectuate, și va trebui să ne dăm seama singur ce și cum, mai ales dacă avem multe tranzacții de buy sau sell. Pe mine mă interesează două aspecte, și anume profitul pe care l-am obținut din vânzarea 0,16 acțiuni Morgan Stanley, și anume îl am aici, 13,62 de dolari, și banii pe care am obținut pentru fiecare acțiune Item Vance, 28,25 de dolari pe acțiune. Din păcate nu i-am găsit unde m-aș fi așteptat să-i găsesc și se pare că ar fi fost încadrați la dividends and interest de către cei de la Drive wealth, ceea ce nu prea este corect. În fine, știam exact care este suma, am găsit aici ceva legat de acest 56,5, mă rog, asta este altceva, este programul lor prin care tot cash-ul este folosit pentru aceste treasuries pe termen scurt, dar aveam nevoie de o confirmare și cumva acest rând îmi confirmă acest lucru. Totodată, ultimul lucru de care va trebui să țin cont este faptul că anul trecut eu am declarat o pierdere pe acțiuni din Statele Unite în valoare de 374 de ron, pierdere pe care vreau să o folosesc anul acesta pentru a minimiza taxele. Bun, iar acum, dacă trecem în Excel, haideți să sumarizăm totul și să vedem cum arată lucrurile. În primul rând, am o pierdere din 2021 de 374 de ron, am profit în 2021 care arată în felul următor. Am profit de la Drive Wealth, am profit de la Interactive Brokers. Profitul de la Drive Wealth este în valoare de 70.12 dolari. Profitul de la Interactive Brokers este 356.77. Totodată am toate cele 1042S pe care vreau să le sumarizez aici, anume de la Drive Wealth am Dividende, 72 de dolari. De la Interactive Brokers vechi, cel din UK, înainte să treacă în, în Ungaria și în Irlanda, am dividende, am return of capital și capital gains. Dividende la Interactive Brokers vechi am avut de 30 de dolari, return of capital de 2 dolari și capital gains tot de 2 dolari. Iar la Interactive Brokers nou am avut fix aceleași chestii dividendele au fost de 727 de dolari, turn of capital 14 dolari și capital gains de 5 dolari. Totodată am mai avut de la British American Tobacco dividende atât la Driver cât și la Interactive Brokers care nu au fost impozitate și care trebuie impozitate de 11.06 dolari, iar la Philip Morris am avut de asemenea dividende în valoare de 20,7 dolari. Cam așa arată lucrurile. Totodată trebuie să ținem cont atunci când voi face conversia tuturor acestor sume de cursul mediu anual pentru dolar de la BNR. V-am lăsat un link către această pagină, v-am mai arătat-o în trecut, mai ales când am povestit despre cum declarăm dividendele. Pe noi ne interesează seriile anuale, valori medii, pentru 2021 avem 4,1604 pentru un dolar. Bun. Acum urmează un aspect asupra căruia nu sunt 100% sigur că este corect, așadar luați cu multă sare, cum ar spune americanul. Am încercat să iau legătura cu cei de la NAF, nu m-au lămurit absolut deloc, nu am găsit niciun articol de lege și n-am găsit nimic în codul fiscal care să mă lămurească așadar. Dacă știți cum este corect să declarăm uh, următoarele venituri, vă rog să îmi spuneți, altfel eu voi proceda în felul următor. Pentru acest return of capital și pentru acest capital gains distribution, v-am lăsat și un link către acest articol unde se intră în mai multe detalii și se povestește mai mult despre capital gains distribution, despre return of capital și așa mai departe. Vă invit să-l parcurgeți dacă vreți să aflați mai multe. Nu-l voi parcurge acum pentru că voi lungi mult prea mult acest clip, dar în principiu am două posibilități în acest moment. Fie declar aceste costuri tot drept dividende și plătesc 5% pentru ele, pentru că n-am plătit nimic, nu am fost taxat, fie acest return of capital nu ar trebui taxat, și acum consider că ar fi corect, și ar trebui taxat acest capital gains distribution cu 10% și încadrat la acest profit pe 2021. Probabil este mai simplu să merg pe prima cale și să consider că toate aceste distribuții sunt dividende, să plătesc 5% și gata, dar voi alege cea de-a doua cale. nou, nu știu dacă așa este corect, vă invit să nu procedați neapărat ca mine și să vă consultați cu un expert. Pe mine n-a putut să mă lămurească, poate pe voi vă lămurește sau poate aveți mai mult noroc. Dar eu voi trece acest capital gains aici, așadar voi avea încă 7 dolari aici și de aici la capital gains. În total avem un profit pe 2021 de 433,89 de dolari, care la un curs mediu anual de 4,16 înseamnă 1805,156 ron. Vom scădea această pierdere și o să vă arăt exact cum, cum declar. Totodată, altceva foarte important de menționat, avem aceste dividende pentru care s-a reținut impozit, însă avem aceste dividende pentru care nu s-a reținut impozit, pentru care va trebui să plătim 5% la ANAF, iar acestea sunt în total 31,76 de dolari pentru care vom plăti un 5% și anume aproape 1,6 dolari. Acest 1,6 dolari transformat la cursul mediu anual înseamnă vreo 6,6 lei. Cum am menționat și în celălalt clip, în cel mai vechi, întotdeauna atunci când vine vorba de sume la ANAF, eu prefer să declar în ADAOS pentru că nu vreau să mă trezesc cu popriri pentru un ban. Da, aparent există așa ceva. Asta vă recomand și vouă mai bine, dați un leu de la voi în plus, dar știți că puteți să dormiți liniștiți. Acestea fiind zise, haideți să trecem efectiv la completarea declarației unice. După ce o descărcăm de pe site-ul ANAF, o deschidem cu Adobe Acrobat Reader și ne completăm datele de identificare. În cazul meu, Gigel Gigelescu, un CNP la întâmplare, sper că ultima cifră este corectă, perfect, adresă, strada învierii, nu-i pasă nimănui. Completăm doar căsuțele cu roșu, nu ne interesează celelalte, sigur puteți să le completați dacă vreți, dar nu prea îi pasă nimănui de acest lucru. Când ajungem la acest capitol 1, date privind impozitul pe veniturile realizate în 2021, eu am avut venituri realizate doar din străinătate, așadar voi completa doar această subsecțiune și anume date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate. Voi da click pe sal la secțiune. Aici avem două lucruri de declarat și anume profitul din US și dividendele din US. Dacă aveți alte țări, repet, acestea trebuie declarate fiecare în parte. Dacă aveți profit din US, declarați-l. Dacă aveți profit din UK, declarați-l separat și așa mai departe. Nu le puneți grămadă, dacă aveți pierderi, declarațiile pentru că puteți să le folosiți în următorii 7 ani și așa mai departe. În cazul meu, voi începe cu US, cu transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, și anume acest punct 7. La metoda de evitare a dublei impuneri, nu avem treabă pentru că nu se aplică absolut nimic. Noi vom plăti 10% pe profit. Ajungem în partea de jos a acestei declarații. Dacă ne ducem înapoi la Excel, acesta este profitul pe care l-am realizat în 2021. Din nou am convertit acești dolari la cursul mediu anual pentru dolari. Îl găsiți pe site-ul BNR și voi aproxima în adaos, așadar voi avea 1.806 RON pe care îl voi trece aici. Vedeți că deja se calculează, dar avem și o pierdere de 374 de RON din anul anterior pe care vreau să o folosesc, așadar o putem completa aici la punctul 5 și toate taxele se vor recalcula și iată că avem 143 de RON impozit pe profit datorat. În partea de jos dăm click pe adaugă venit, se mai adaugă încă un venit, iarăși US, de data aceasta vom declara dividendele pentru US. Metoda pe care o folosim este cea a creditului fiscal. Atenție, verificați convențiile pentru evitarea dublei impuneri. Și dacă aveți alte țări, vedeți ce anume se aplică în acea țară. De obicei este metoda creditului fiscal, dar s-ar putea să fie metoda scutirii. Aceste lucruri sunt menționate în convenție. Pentru Statele Unite, pentru dividende este metoda creditului fiscal și aici este o idee mai complicată, am discutat despre asta și vă invit să urmăriți acel clip mai vechi, dar voi relua ce am explicat acolo. Haideți să vedem ce dividende am primit în 2021: 72 plus 30 plus 727 plus 11 plus 20, 860,76. Pentru aceste dividende ar fi trebuit să plătim 86 de dolari. Eu nu am plătit 86 de dolari, ci am plătit pentru acestea 7, pentru acestea 3 și pentru acestea 73. Pentru acestea nu am plătit absolut nimic. Așadar, în total am plătit 83 de dolari. Diferența până la 86 este reprezentată de 3 dolari. 3 dolari pentru acești 31, ceva sunt fix cei 10%. Dar eu va trebui să plătesc 5% pentru dividendele de la. British American Tobacco și de la Philip Morris. Așadar, haideți să le luăm pe rând. În primul rând, care a fost suma totală pe care am primit-o din dividende? 860 de dolari, mulți cu acest 4,1604 și voi aproxima în adaos, chiar dacă este 10, 3582. Trecem acest 3582 aici, vedem că se completează alte căsuțe. Aici este partea puțin mai complicată și anume impozitul pe venit datorat în România. Trebuie să ne gândim dacă am fi primit aceste dividende din România, ar fi trebuit să plătim 5%. Cât ar fi fost acel 5%? Ei bine, 3582 multii cu 0,05, 179 de lei. Avem 179 de lei. Da, o să vă spună că trebuie să îl ignorați pentru că este inteligent. Bun. Cât am plătit în străinătate? Aici nu putem să trecem toată suma pe care am plătit-o în străinătate, pentru că ea va depăși acest 179, va depăși acest 5% plătit în România. Totodată nu putem să trecem nici 179, pentru că asta înseamnă că noi nu mai avem nimic de plătit, dar știm că acest lucru nu este adevărat, pentru că trebuie să plătesc 5% pe British American Tobacco și pe dividendele de la Philip Morris. O metodă pe care eu o folosesc și care mi se pare ceva mai simplă este următoarea. Iau acest impozit pe care ar fi trebuit să-l plătesc și îl împar la 2, și totodată iau impozitul pe care l-am plătit efectiv și îl împar la 2, iar apoi fac diferența dintre cele două și vedem că cele două valori sunt destul de apropiate, dar acum dacă voi converti acest 41,5 la cursul mediu anual, voi avea un 172,6 RON pe care pot să îi trec aici, pentru că vreau să plătesc în total 7 lei și nu 6, pentru că vreau să aproximez în adaos și să n-am probleme cu anaful, să nu mă trezesc cu popriri pe sume aiurea, voi face următorul lucru, în loc de 173, voi avea 172 aici și diferența de impozit și anume cei 7 lei reprezintă fix acel 1,5 dolari pe care ar trebui să plătesc impozit pentru dividendele primite de la Philip Morris și British American Tobacco. Din nou, pentru a relua ce am făcut aici, am calculat toate dividendele pe care le-am primit, le-am convertit la cursul mediu anual de la BNR și am obținut acest 3582. Poi, în câmpul 7, am calculat 5% și anume cât ar fi trebuit să plătesc dacă primeam acele dividende din România. La câmpul 8, nu putem să trecem o sumă mai mare decât ce am trecut la uh, câmpul 7, pentru că asta înseamnă că ar trebui să ne dea anaful bani înapoi, ceea ce nu se va întâmpla niciodată. Aș fi putut să trec 179, dar nu era corect pentru că am deplătit impozit pe dividendele primite de la cele două companii, British American Tobacco și Philip Morris. Așadar, ce mi se pare mie mai ușor de făcut, poate voi aveți alte metode de a înțelege ceea ce explic să sau poate aveți altă cale prin care vreți să aflați aceste sume, este să mă duc pur și simplu și să iau toate dividendele pe care le-am primit, să calculez cât ar fi însemnat 10% cât am plătit efectiv, voi să împar cele două sume la 2 pentru că ele ar fi reprezentat 10%, dacă le împar la 2 reprezintă 5%, să fac diferența și să o transform la cursul mediu și să văd cât înseamnă acea diferență. În cazul meu ar fi însemnat 6, ceva lei, așadar aproximez în o să fie 7 lei și de acolo ajung la aceste sume pe care le-am trecut aici. Nu mai am în acest moment niciun alt venit de adăugat, așadar mă opresc. Dacă aș fi avut altceva, puteam să mai dau click pe adaugă venit, să adaug altă țară, nu știu, Irlanda sau poate altceva dacă aveam ETF-uri sau alte acțiuni de la alte companii, dar în cazul meu mi-am terminat treaba. În momentul de față am un impozit de plătit de 150 de lei. Aveți aici sumarul obligațiilor de plată și cam asta a fost declarația unică pentru mine. Nu uitați că termenul de depus și de plată este 25 mai. Vă recomand să o depuneți ceva mai devreme și să plătiți ceva mai devreme să nu depuneți fix în ultima zi, pentru că s-ar putea ca nu știu, sistemele să fie supraîncărcate sau multă lume să depună în acele zile și plățile să nu se înregistreze corect. Mai bine depuneți din timp, mai aveți 5 săptămâni, poate și mai bine de atât, până pe 25 mai, așadar aveți timp berechet pentru a vă completa și depune declarația unică. Din punctul meu de vedere, partea cea mai complicată o reprezintă acele rapoarte care trebuie să organizate și acele venituri pe care trebuie să le urmăriți și profituri, dar odată ce le-ați organizat și le-ați spus pe căprării, n-ar trebui să fie prea complicat de declarat. După ce ați terminat cu totul, puteți să dați click pe acest validează formular, veți primi acest formular, este valid și poate fi depus și cam asta este tot. Din nou, nu sunt contabil, nu sunt consultant fiscal, Vă recomand cu tărie să vă consultați cu un expert în caz că aveți întrebări. Eu am încercat să vă prezint lucrurile cât mai corect posibil și sper că v-am fost de folos. Nu uitați, bursa este locul unde banii se transferă de la cei ce tranzacționează activ la cei ce tranzacționează cu răbdare. Pe data viitoare.